Continuăm seria Focus pe candidați cu alți doi competitori în lupta pentru șefia statului. Vorbim despre Mircea Joane și Cristian Diaconescu, un fost secretar general al NATO și un fost ministru de externe. Doi oameni politici și doi diplomați care se bat pentru funcția de președinte al țării. Candidez la președinția României, pentru că știu că avem nevoie de o schimbare adevărată. Nu va fi ușor. Nu vă promit miracole, dar vă promit ceva real. Voi fi aici pentru fiecare dintre voi. Voi fi un președinte pentru toți. Voi fi președintele oamenilor și nu al partidelor. Mircea Joană, în vârstă de 66 de ani, este fostul secretar general al NATO și unul dintre candidații independenți în cursa pentru șefia statului. Născut în București, a absolvit în 1977 liceul Sfântul Sava din capitală. Apoi a urmat cursurile facultății de mecanică și ale facultății de drept. A continuat studiile la École Nationale d'Administration de Paris în 1992 și cursul despre instituții democratice al NATO. Și-a obținut diplomă de doctor în economia mondială la Academia de Studii Economice din București. Pentru că era cunoscător și de limba franceză, în 1990, Joan a devenit referent în Ministerul de Externe, repartizat pe relația cu Franța. În 1993, după absolvirea dreptului, a fost numit purtător de cuvânt al MAE, funcție pe care a deținut-o până în 1995. Un an mai târziu, Mircea Joan devine ambasadorul României în Statele Unite. Avea doar 37 de ani și era astfel cel mai tânăr ambasador român. În 2001, Joan intră în Partidul Social-Democrat. După pierderea alegerilor pentru primăria capitalei în 2004, a fost nominalizat candidat al PSD pentru funcția de premier. După ce Adrian Năstase a pierdut alegerile prezidențiale, Joan a devenit candidat la conducerea partidului, pe care a și câștigat-o în martie 2005, însă a fost înlocuit în februarie 2010. Câteva luni mai târziu, Joan a fost sancționat de conducerea PSD pentru afirmații considerate dăunătoare partidului. În 2011, a fost exclus din partid. În iulie 2019 a fost numit adjunct al secretarului general al NATO de către Jens Stoltenberg. A demisionat din funcție la începutul lunii trecute. Poate cea mai mare controversă din cariera sa politică a fost pierderea alegerilor prezidențiale din 2009. Atunci Mircea Joană a ajuns în turul 2 cu Traian Băsescu. De asemenea, a fost în centrul unui scandal după ce o investigație jurnalistică internațională a relevat o posibilă legătură a lui cu un afacerist rus. Joan a susținut că este ținta unui complot pus la cale chiar de autoritățile ruse. Mircea Joană este căsătorit și are doi copii. Aceasta este a doua sa candidatură pentru președinția României. Am decis să candidez la președinția României ca independent. Independent nu înseamnă singur. Sunt împreună cu românii și ei sunt alături de mine și eu alături de ei. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru implicare, pentru încrederea pe care o aveți în acest proiect. Împreună putem construi România respectată de mâine. Cristian Diaconescu, în vârstă de 65 de ani, este politician și diplomat și candidează independent la funcția de președinte al țării. Născut în București, în 1983, a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București. În același an a devenit judecător la Judecătoria Sectorului Agricol Ilfov și apoi aceeași funcție a avut-o și la Judecătoria Sectorului 4. Între 1990 și 2000 a avut numeroase funcții în Ministerul Afacerilor Externe. În 2001, Cristian Diaconescu a fost numit secretar de stat pentru afaceri bilaterale în MAE. În 2001 s-a alăturat grupului politic PSD. În 2004 devine ministru al justiției. A candidat din partea PSD în 2008 la primăria generală a capitalei, însă s-a clasat pe locul al treilea. Câteva luni mai târziu a obținut un mandat de senator. Timp de un an a fost ministru de externe în guvernul lui Emil Boc. După demisia lui Boc, Cristian Diaconescu a fost desemnat să-și exercite în continuare funcția de ministru și în guvernul lui Mihai Răzvan Ungureanu. În 2012, Diaconescu demisionează din funcția de senator pentru a fi numit șef al Cancelarului Prezidențial în mandatul președintelui Traian Băsescu. Diaconescu a fost unul dintre inițiatorii partidului Mișcarea Populară împreună cu Traian Băsescu. A fost desemnat candidat al PMP la alegerile prezidențiale din 2014. Însă, din cauza unor neînțelegeri interne,
Diaconescu a demisionat din partid. Cristian Diaconescu este căsătorit și are un copil. Aceasta este a doua sa candidatură la șefia statului. Ce calități ar trebui să aibă candidatul ideal la alegerile prezidențiale? Păi să nu mai fac cum a făcut Tăilanț. Să aibă un program. Că am observat că, în general, candidații nu au niciun program. Să poarte interesul celor care îl votează, sau, mă rog, al întregii țări, dacă vorbim despre președinție. Ar trebui să fie un om pregătit pentru această funcție. Pregătit înseamnă să aibă experiență în relații internaționale, în politică internă, în politică externă. În primul rând, sincer, și să facă ce trebuie pentru mai puține interese pentru cei care îl susțin în campanie.